Tavi Popescu, Târnovanu și Pantea au ales o destinație exotică pentru Crăciun. Jucătorii lui Becali se relaxează pe plaja și terasele din Dubai. Vătăjelul i-a făcut o surpriză iubitei sale de sărbători. Cei doi au avut parte de un Crăciun însorit în Maldive. Ivan și Mateiu de la Universitatea Craiova, dar și Florinel Coman, Manea și Hanca au ales să rămână acasă și să petreacă alături de familie. Nu au ratat ocazia să se pozeze lângă brad. Rapidistul Petril a vrut să se bucure de zăpadă în ziua de Crăciun și a făcut o scurtă excursie la munte. Vacanța fotbaliștilor se încheie imediat după Revelion. După un stagiu de pregătire în străinătate, se vor întoarce pe teren în Superliga pe 19 ianuarie. Bănel Nicoliță se gândește cu tristețe la Crăciunul din perioada copilăriei. În familia sa, sărbătorile erau doar niște zile obișnuite. Durerea am simțit tot timpul, nu a fost ușor, pentru că nu am știut ce înseamnă Moș Crăciun, nu am știut ce înseamnă Revelion sau Crăciunul. Mama noastră a luptat tot timpul să ne ofere cât a putut și ea. Bănel mergea la colindat pentru a câștiga bani cu care să-și ajute familia. Mergeam foarte mult și strângeam foarte mulți bani, sincer. Eram Moș Crăciun de mic, cu banii duceam maică-mea, îi spuneam, uite, am strâns atâta, ce putem să facem? Cumpărăm? Ce cumpărăm? Ulei, zahăr sau ce aveam nevoie, sau carne, sau să avem și noi de Revelion, știi, masa care era cel mai important, sau de Crăciun. La final de carieră, Bănel se poate lăuda cu două titluri de campion al României și meciuri bifate în Champions League și la Euro, dar și cu faptul că poate oferi mai mult familiei sale. Le-am făcut sărbătorile să fie sărbători, ceea ce eu am văzut la alții și noi nu am putut să avem la momentul ăla, atunci eu am făcut ca totul să fie de trei ori mai bine, să le ofer ceea ce nu au avut ei toată viața lor, nici mama, nici frații mei, și să simtă, să simtă sărbătorile altfel. La doar 16 ani, Sabrina Voina este gimnasta cu cele mai mari șanse să aducă României o medalie olimpică la Paris. De sărbători a luat o pauză de la antrenamente. A mers la Muzeul Satului și a recitat Colindul gutuii din geam, de Adrian Păunescu. Mi-a pus mama o gutuie în fereastra dinspre drum, să o văd că luminează, n-am puterea să o consum. Parcă n-aer e acea sornic și al mamei plânse-ți fânt, luminează și se stinge o gutuie pe pământ. Luxul mamei cel mai mare, când copiii ne mai simțeam, era pâinea de pe masă și cutuia de la geam. Nadia este idolul Sabrinei. Din Statele Unite, zeița de la Montreal le-a transmis un mesaj românilor. Crăciun fericit și sărbători frumoase, cu bucurii, sănătate și multă, multă fericire. Să petreceți alături de familie și cei dragi. Să ne vedem cu bine în anul 2024. La mulți ani!